Proiect de Țară România și în această seară alături de voi aici la Prima News, alături de colegul Sebastian Zacman. Vă salutăm pe toți, ne bucurăm că sunteți aici. Am mai depășit o zi în care s-au întâmplat tare multe și vom vedea pe durata acestei emisiuni premierul României călătorind cu avionul la clasă economy, fără să aibă prioritate la check-in. Vom afla despre noi intenții de creștere a taxelor, chiar semnificative, chiar importante. Guvernul face tot ce poate, numai să nu se uite la reduceri de personal. Și într-un final acolo va trebui să ajungă. Degeaba încearcă să evite acest moment. Turismul, 10% din PIB, este propunerea pe care noi o facem pentru turismul acestei țări, o țară care are de toate. Ne place tuturor să spunem acest lucru, de la delta la munte. Se pare că nu avem manageri suficient de buni. De-a lungul acestor emisiuni căutăm să aflăm în ce măsură veniturile din turism ar putea să crească, în așa fel încât, uite, să nu mai ajungem la discuții din astea neplăcute, deficit bugetar, scrisori de la Comisia Europeană care ne amenință că nu mai primim banii. Până la bani însă, vă propunem să începem emisiunea cu un scandal născut în social media. Jucătoarea română de tenis, Sorana Cârstea, a publicat la capătul săptămânii trecute o postare pe Insta Story. Faceți bărbații masculini din nou, a scris ea, faceți femeile feminine din nou, faceți copii inocenți din nou. Surprinzător sau nu, surprinzător pentru unii, nu știm câți, asta e interesant, cât de mulți s-au arătat surprinși, foarte mulți s-au arătat indignați, foarte mulți din lumea vestică. Este acuzată că a atacat comunitatea LGBT cu această postare. Comentariile pe care le-a primit la postare sunt unele dintre ele absolut înfiorătoare, să putrezești, să arzi, să și așa mai departe, chestiuni care cu greu pot fi reproduse. Îi se reproșează acest lucru, că ar fi atacat comunitatea LGBT. Dar noi nu vedem unde a atacat. Noi nu înțelegem de ce a atacat, LGBT. De ce Sorana nu are libertatea de a spune ce gândește, fără ca asta să aducă, această postare, în opinia noastră, vreun prejudiciu comunității LGBT și libertăților de orice fel. Dar așa cum ne place să credem și suntem convinși că lucrurile așa stau, ea activează într-un campionat profesionist, trăiește în lumea vestică de foarte mult timp, are cu siguranță foarte mulți prieteni și cunoscuți din comunitatea LGBT, iar până în momentul ăsta n-am văzut vreodată vreo reacție la adresa ei. E absolut scandalos cum orice postare de pe Facebook a unei persoane cât de cât cunoscute imediat este taxată de poliția gândirii. Asta mă deranjează cel mai tare, pentru că nu văd în postarea Soranei Cârstea jigniri la adresa comunității LGBT. Așa cum o persoană LGBTQ are dreptul să spună preferința, orientarea sexuală și noi trebuie să acceptăm acest lucru. Să-și aleagă, și o femeie să-și aleagă drumul, are evident dreptul să spună că vrea să fie feminină sau că îi place să poarte tocuri sau rochie. La fel cum o altă femeie poate spune că ea preferă bocancii. Deci cred că a ne înțelege și a ne respecta unii pe alții, de aici trebuie să plece. De la cum gândesc ceilalți, nu cum gândim noi în funcție de culoarea pielii, orientarea sexuală, religie, etc. Deci dragi privitori sau dragi comentați din mediul online, iuți la mânie. În momentul ăsta ar trebui să o dăm mai degrabă pe limba engleză, pentru că noi am făcut un sondaj și pe pagina de Facebook a postului Prima News și acolo toate opiniile, toate voturile erau în favoarea Soranei Cârstea. Toată lumea spunea că libertatea de expresie, libertatea de a-ți manifesta și de a-ți arăta în mod public preferințele, ideile, trebuie să fie protejată. Așa se văd lucrurile de aici. În societatea
din vestul Europei, opiniile sunt împărțite. Aș spune însă că mai degrabă comentariile care au venit la adresa acestei postări pe care Sorana Cârstea a făcut-o pe pagina ei de Instagram într-un story au fost negative. Iar, repet, cuvintele folosite, mesajele pe care le-a primit, multe dintre ele au fost foarte dure și ăsta e un cuvânt moale pe care îl folosesc. Au fost incalificabile. Ne întoarcem la turism. Ieri colega noastră Alexandra Popescu pe aici prin stațiuni s-a întâlnit cu mai mulți oameni, mai mulți turiști, oameni care așteaptă un an de zile pentru a veni la mare, pentru a găsi relaxare, liniște, bucurie, satisfacție după un an de muncă. Unii ajutați cu tichete de vacanță oferite de stat, alții nu, cu bani exclusiv din propriul buzunar. Și colega noastră s-a întâlnit cu o doamnă mai degrabă nemulțumită de condițiile pe care le-a întâlnit aici. Noi ne-am propus să întrebăm pe turiști și care sunt grijile lor legate de autoritatea locală din orașul pe care l-au părăsit pentru a veni la mare. L-au părăsit pentru scurt timp, dar în care se vor întoarce pentru a-și continua viața. Vedem care a fost opinia legată de ce se întâmplă în Focșaniul natal pe care a avut-o doamna respectivă. Dumneavoastră de unde sunteți? Din Focșani. Și în Focșani, ce ar trebui îmbunătățit? Ce vă supără la orașul dumneavoastră? La orașul meu drumurile sunt chiar foarte aiurea. Deci s-au tot dărâmat și construit și refăcut și nu s-au terminat. Deci îmbinările dintre străzi sunt groaznice. Acum chiar se face centru. N-am înțeles de ce l-au stricat și apoi refăcut, care nu este gata. Deci nu mai ai practic pe unde să iei. Vor să facă practic un sens unic și o să fie o totală nebuneală. Să o ia până toate străduțele mici. Deci străzile groaznic, sunt probleme. Străzile, da, groaznic. Și chiar curățenia, și acolo ar trebui un pic umblat. Bine, mai sunt și altele. De ce am făcut această acțiune și vom continua să o facem, propunându-ne și propunându-le oamenilor să nu-și lase grijile acasă, să vină cu ele aici, noi le preluăm și încercăm măsura posibilităților să le rezolvăm făcându-le legătura cetățenilor cu primarilor. Prin urmare, am încercat să vorbim cu domnul Misăilă, primarul Focșaniului. Domnul Misăilă ne-a comunicat că nu înțelege ce legătură are marea cu Focșaniul. Cu Focșaniul și nu le-a lăsat nici pe doamnele viceprimar să vorbească și să răspundă la aceste remarci pe care le-a făcut un cetățean din orașul oriunde Focșani. Din Focșani, oriunde s-ar afla el, că tot cetățean din Focșani el acolo plătește taxe. Exact, chiar dacă merge la munte, la mare, în delta sau stă toată viața sa pe aceeași stradă în care s-a născut din Focșani. Domnul primar, tot din banii acestor oameni este plătit. Și este plătit și când doamna respectivă vine la mare. Domnul Misăilă, pe asta ar trebui să înțelegeți, dacă nu vă uitați, poate vă transmite cineva, că dumneavoastră sunteți în slujba acelei doamne, care e din Focșani și care muncește și care vă plătește taxele. Pentru ca dumneavoastră să stați primar de când vă știți dumneavoastră și să activați în aparatul de stat de când vă știți dumneavoastră, domnul Misăilă. Și poate între timp, așa, când dumneavoastră nu înțelegeți ce legătură are marea cu Focșaniul, poate o să încercați ușor, ușor să vă dați seama, o să vă răspundeți la întrebarea de ce are Focșaniul cea mai mare migrație din țară? De ce au plecat cei mai mulți oameni din Focșani? Care o fi oare motivul? Poate și străzile alea cumva despre care vorbea doamna respectivă. Sunt niște întrebări așa la care domnul Misăilă, ca să nu mai spunem de chestiunea asta cu nu au competențe doamnele viceprimar să vorbească despre aceste chestiuni. Ai văzut cam asta e legătura. Tot discutam astăzi despre piedone, da? Care și-a delegat competențele. Deci asta e administrația publică din România, când vine vorba de primari și viceprimari. Exact. Am vrut să vorbim și cu domnul Piedone, n-a răspuns astăzi la telefon, să-l întrebăm în urma declarației pe care a făcut-o, de acum înainte îmi deleg competențele și nu păstrez decât căsătoriile și curățenia. Să mai vadă și viceprimarii cum e cu semnătura.
a spus domnul Piedone. De parcă oamenii când s-au dus la pușcăria pe care a făcut-o. De parcă oamenii când s-au dus la vot, s-au dus să-i dea votul lor unuia care își deleagă competențele. Da, și unuia care se ocupă cu cununiile civile. Domnule, ce mai facem noi astăzi? Mergem să votăm. Ce, mă, că dau bomboane, da, mergem să-l votăm pe unul care semnează ca primarul. Pe certificatele de căsătorie. Dar și lege total idiotă, dacă le permite oamenilor aleși să procedeze în acest fel. Deci, practic, ești ales în funcție și tu ce faci? Delegi toate competențele? Nu! Deleagă-ți, domnule Piedone, competențele, chiar dacă legea îți dă voie. N-ai voie moral în fața oamenilor care te-au ales. Ca să mai vorbim și de chestiunea aia că aceeași lege, nu zic că aici ar fi făcut ceva ilegal, îi dă primarului cei 60.000 de euro pe care ar fi trebuit să-i încaseze într-un an și jumătate în care a stat la pușcărie. Nu, aia erau niște bani pe care primarul ar fi trebuit să-i încaseze pentru munca lui de primar, pe care nu a făcut-o. Primarul, sigur, se poate îndrepta împotriva statului care l-a trimis în mod incorrect la pușcărie și să-l dea în judecată și să câștige chiar mai mult de 60.000 de euro, dacă legea îi va da dreptate. Bun, și am mai vorbit, ca să ne întoarcem aici la mare, că am trecut pe la domnul Piedone, tare am fi vrut să-l prindem pe domnul Piedone, dar poate îl prindem într-una din zile. Am mai vorbit aici la mare cu un domn tare simpatic din Târgu Jiu. Îl vedem și pe acest domn. Spuneți-mi dureasă de unde sunteți. Târgu Jiu. Și acolo cum este? Ce nu vă place? Îmi place tot. Vă place tot la Târgu Jiu? Bineînțeles. Există ceva ce ar trebui îmbunătățit? Infrastructura. Aici, să spuneți așa, cam... Locuri de cazare, locuri de parcare, scuze. Locuri de parcare? Da, da, da. Drumurile sunt bune, nu okay, știu... Ok, sunt ok. Centura de terminal. Centura de terminal. mai e, da, da. Așa, credeți că ar fi bun și Târgu Jiu să fie un loc turistic? Păi da, e turistic. Da, să fie mai turistic decât e. Mai turistic n-avem cum, că avem operele lui Brâncoș. Adică Mănăstirea Tismana, Lainici, altceva ce puteți să vezi mai mult în Târgu Jiu. Așa rând ca, da. Nu știu, mă gândeam așa, poate să atrageți mai multă lume curioasă, poate, nu știu, mă întreb că vorbim aici ca între păi, nu prea avem ce să atragem mai mult. Că avem munte, avem mănăstiri. Vă întreb altceva, are litoralul ce să învețe de la Târgu Jiu? Da. Da, da. Ce? Curățenia. Bravo, curățenia. Curățenia. Curățenia? Da. Este da. Mai bine. Da, da. Probabil că aici fiind un flux mai mare de turiști, normal că sunt și persoane care nu respectă minimul de igienă sau de bun sens. Bună seara, domnule Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu. Bună seara, mă bucur că ne auzim pe calea undelor. Vă laudă lumea, ce ați făcut? Cetățenii făcut, dumneavoastră din oraș de acolo, făcut, veniți la mare, ați auzit. Sunt foarte încântați, favorabili acțiunilor. Când am discutat la prânz cu colegul dumneavoastră, mă așteptam să nu mă laude, mă așteptam să mă critique, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, nu numai la Târgu Jiu, peste tot. Dar mă bucur, am auzit acum în direct punctul de vedere al cetățeanului din municipiul Târgu Jiu și mă bucur că sunt și oameni care apreciază faptul că în Târgu Jiu lucrurile merg într-o direcție, eu zic, bună. Mai avem foarte multe lucruri de făcut, dar așa cum vă spunea și cetățenul nostru, cred că excelăm la curățenie, pentru că Târgu Jiu este un oraș turistic și este un oraș curat și asta poate să-l aprecieze orice cetățean care ajunge în orașul nostru. Pe de altă parte, în momentul de față suntem în implementarea 250 de milioane de euro fonduri europene pentru reabilitarea iluminatului public, deja l-am reabilitat. 250 de milioane de euro? De euro. Un sfert de miliard de euro. Da, atât a putut atrage autoritatea publică locală în perioada ultimilor 4 ani de zile. Luminați orașul Agiorno, așa, de dimineață. Păi nu, stați puțin. 250 de milioane de euro pentru toate proiectele pe care le dezvoltăm în municipiul Târgu Jiu. Sunt 10 milioane de euro pentru iluminatul public, pentru că avem 27 de kilometri de rețea de iluminat public. Sunt alte 50 de milioane pentru transportul în comun. Acolo avem 3 proiecte cu reabilitare totală a transportului în comun din municipiul Târgu Jiu, pentru că vrem sau nu vrem, trebuie să le aliniem orașelor dezvoltate din Europa, unde s-a demonstrat faptul că fluiditate putem să asigurăm pentru circulația în municipiile noastre doar având un transport
de ultimă generație, iar Târgu Jiu are 35 de noi troleibuze, toate noi, schimbarea în totalitate a rețelei de transport, stații, un sistem inteligent infotrafic care corelează semaforizarea din municipiul nostru cu volumul de trafic de pe intrările în municipiu. Dar ăștia sunt bani din fonduri europene, lăsăm la o parte PNRR-ul. Nu, doar din fonduri europene, am mai luat 100 de milioane și din PNRR. Deci politica noastră a fost pentru a atrage foarte mulți bani din, din finanțările europene, pentru că suntem totuși un oraș cu un buget relativ redus. Da, echipă de fotbal n-aveți, domnul Romanescu, și ce stadion frumos aveți. O să avem și echipă de fotbal în anii următori, însă o luăm cu pași mărunți. Ne dorim, în primul rând, am dezvoltat un centru de copii și juniori, care în momentul de față are 800 de copii legitimați în acel centru. În acest an înscriem echipa Clubului Sportiv Municipal în Liga 4 și în următorii 4 ani de zile ne dorim promovări succesive până acolo unde vom găsi și un finanțator care să ne poată sprijini. O să vă sunăm și când o să întâlnim, dacă o să întâlnim un cetățean nemulțumit. Ați văzut că totuși omul spunea, domne, centura, cu centura avem o problemă la Târgu Jiu. Centura, din păcate, așa este. Este o investiție a companiei ACNA-IR-ului din 2014, deci aproape 10 ani de când se dezvoltă acest obiectiv. Nu este un obiectiv al municipiului Târgu Jiu, dar din ceea ce știu eu, centura municipiului Târgu Jiu este realizată în proporție de 85%, ceea ce ar însemna că undeva la începutul anului 2024 putem să ne bucurăm și de centura orașului Târgu Jiu. La fix în an de alegeri. Mulțumim frumos pentru prezență. Felicitări! Ați primit fără niciun fel de regie. Ați primit acest premiu, pentru că este un premiu, mulțumirea unui cetățean din orașul pe care îl administrați. Domnule, și vă mulțumim pentru prezență. O secundă, domnule primar, mai am eu o întrebare. Totuși aveți un brand internațional acolo, Brâncuș, da? Despre Brâncuș vorbesc. De ce nu faceți mai mult să atrageți turiști străini? Nu, ascultați-mă, chiar zilele acestea, reprezentanții Comos sunt la Târgu Jiu pentru a putea introduce opele brâncușene de la Târgu Jiu în UNESCO. S-a făcut o primă evaluare, urmează ca între 19 și 23 iulie să se prezinte la Târgu Jiu un expert german care va evalua obiectivul de la Târgu Jiu și odată cu introducerea în patrimoniu UNESCO sperăm să beneficiem de și un suport logistic, dar pe partea cealaltă și de un număr mai mare de turiști care să ajungă în municipiul nostru. Avem o problemă și trebuie să o conștientizăm, să găsim o soluție. Lângă Târgu Jiu există un singur aeroport, aeroportul de la Craiova. Iar astăzi, turiștii care vin să viziteze municipiul Târgu Jiu sunt puțin limitați de rutele de transport, pentru că și drumurile care ajung în municipiul nostru sunt drumuri naționale cu o singură bandă pe sens. Dar în această perioadă se lucrează la un studiu de fezabilitate pentru realizarea unui drum expres de la Târgu Jiu la Craiova și acest drum expres ne-ar facilita posibilitatea ca turiștii care ajung pe aeroportul din Craiova să ajungă mult mai repede în municipiul nostru și să admire operele brâncușene, muzeul Iosif Keber și atâtea alte obiective turistice pe care le avem pe raza municipiului Târgu Jiu. Bun, mulțumim mult, domnule primar. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim o seară bună. O seară bună. Uite că se poate. Și să-ți propui așa să fie rău, dar auzi o sumă de asta, 250 de milioane de euro. Păi sunt bani mulți, pe cuvânt. Și cred că la fonduri europene ar avea acces orice primar din această țară, cu condiția să-și ia o echipă bună care să-i facă proiecte pentru atragerea banilor europeni. Da. Am mai văzut acest model replicat și la Oradea, foarte mulți bani investiți acolo, bani europeni, la Cluj nu mai vorbesc, la Reșița, un oraș care părea la pământ în urmă cu câțiva ani și care acum renaște la fel din bani europeni. Deci cred că dacă tot cheltuie partidele zeci de milioane de euro pe an din bani publici, da, către secretare, către tot felul de filiale, tot felul de cheltuieli mai mult sau mai puțin justificate, ar fi bine totuși să organizeze și niște publicitare, să nu uităm. Da, exact. Ele sunt foarte scumpe. Ar trebui să organizeze și niște traininguri pentru primarii din toată țara, astfel încât să-i învețe pur și simplu ce să facă
ca să aducă în țară bani europeni. Până la urmă vorbim aici de tot o contribuție a României la bugetul Uniunii Europene, sigur o contribuție infimă în raport cu cât primim. Deci cu atât mai mult ar trebui să, cu atât mai mare ar trebui să fie interesul României și al primarilor și al președinților de consilii județene să aducă bani europeni să dezvolte comunitățile. Mergem la Alexandra. Am avut doi cetățeni ieri, unul mulțumit, altul mai puțin mulțumit. Hai să vedem o opinie de astăzi a unora dintre cei care sunt pe plajă, au venit la mare. Alexandra, te ascultăm. Bun găsit, Costi, bun găsit, Sebi. Da, sunt alături de un alt turist de la malul mării care vrea să ne povestească despre ceea ce a găsit pe litoralul românesc. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog, ce vă aduce în această stațiune și cât veți sta în primul rând? Mă aduce nostalgia de vremurile trecute, ale anilor petrecuți aici. De mulți ani venim în această stațiune, de 7-8 ani. Hotelul în care stăm e un hotel bun, condițiile sunt bune în hotel, în schimb mă deranjează puțin dezordinea din afara hotelului, străzile, drumurile, trotuarele care se arată într-o epoca ceaușistă, să zicem așa, nu s-a mai făcut nimic de ani buni pe litoralul românesc, nu numai probabil în această stațiune. Veniți, ați văzut, nu știu, vreo schimbare de la an la an sau pur și simplu se degradează aceste trotuare, străzile de fiecare dată când vă întoarceți aici? Am regăsit aceleași gropi de 7-8 ani, aceleași trotuare nerefăcute și păcat că, vedeți, oamenii pleacă de multe ori în alte țări, Bulgaria, Grecia, unde condițiile sunt mult mai bune decât aici. Păcat că avem plajă, avem o plajă bună, apa, hotelurile au condiții bune, dar infrastructura aceasta lasă de multe ori de dorit. Ați mai fost pe litoralul românesc? Am fost aproape în fiecare an, venim și pe litoralul românesc, deși mergem și pe alt litoral în fiecare an. Și ce ar fi mai frumos la noi decât la alții? Ce ar fi mai frumos? N-aș putea să răspund la această întrebare. Nu știu, poate oamenii, poate distracția, oamenii, poate orice. Da, nu distracție, găsim și în Grecia, găsim și în Grecia distracție, mâncare bună. Încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Venind aici, lăsăm o parte din banii noștri, îi lăsăm aici, în țara noastră. Am înțeles. Da. Spuneți-mi, vă rog, de unde sunteți? Din Alba Iulia. Și ce este, dacă vă deranjează ceva la orașul dumneavoastră și ce vă place? Nu mă deranjează nimic dacă ați fost în Alba Iulia sau dacă cei care ne urmăresc la televizor vor veni în Alba Iulia, vor vedea cu adevărat o capitală culturală extraordinară. S-au făcut foarte multe lucruri bune în tot județul Alba Iulia. Și Alba Iulia, cetățile Alba Iuliei și tot orașul arată extraordinar, inclusiv Blajul, de unde ne tragem noi, pe Câmpia Libertății, unde Papa Francisc a venit la Blaj cu atâta bucurie. Am înțeles. Deci iată, Costi, iată, Sebi, un turist mulțumit de orașului, dar la mare mai trebuie făcute îmbunătățiri. Revenim cu un alt om, un alt turist care ne va spune părerea lui puțin mai târziu. Mulțumim frumos, Alexandra, pe deplin mulțumit, domnule, dar știi ce vreau să-i transmit domnului? Că el regăsește grup de acum 7-8 ani. Păi vă spun eu că le regăsesc de acum 30 și ceva de ani. Tot alea sunt. Nu știu cum naiba s-au conservat atât de bine pe aici, prin zona, așa, sunt aceleași. Dar remarca de început a omului face toți banii și ar trebui văzută de primarii de aici, de la mare, și nu doar de ei. Arată urât atunci când ieși din hotel. Da? Și asta spune multe despre cât au încercat investitorii în hoteluri să repare, să facă o treabă ok la ei acasă. Pe stradă însă nu au cum să facă treaba asta. Atenție, se deschid ușile. Asta ar trebui să exact. Pună la ieșirea din hotel. Luăm o pauză scurtă, publicitate. Ne întoarcem aici la mare cu emisiunea și cu partea, jumătate din prima parte și evident cu toată partea secundă.
Ne-am plimbat prin toată țara, am trecut din Oltenia, am fost și pe la Focșani, n-am putut să vorbim cu primarul din Focșani, domnul Misăilă, care nu pricepe ce treabă are Marea cu Focșani. Vin cetățenii, domnul Misăilă, hai să spunem și în partea asta, așa că poate n-ați auzit. Vin cetățenii frumos la mare, cetățenii din Focșani, aia care vă plătesc noastră salariu din taxele lor, din bănuțul ăla lor muncit și din când în când mai vin, o dată pe an și pe la mare, mai dau și acolo pentru o gogoașă, o vată pe zahăr și așa mai departe. Dar toți cetățenii dumneavoastră sunt care v-au votat. Care vă vor mai vota? Asta este întrebarea. Astăzi l-am văzut și pe premierul României făcând ce a promis. La un moment dat, atunci când a ieșit acel iureș cu avionul prezidențial și cursele extrem de scumpe, de lux, pe care le-a plătit administrația prezidențială pentru deplasările președintelui Iohannis, a spus atunci domnul Ciolacu, nu era premier, că el va călători la clasa economy. Aici, în primele imagini, l-am văzut pe domnul Ciolacu schimbând practic avioanele. La Viena undeva ne-am prins văzând pozele cu culoarea roșie a celor de la Austrian Airlines. E, ăsta e un moment foarte interesant. Domnul Ciolacu se duce să dea pașaportul. De ce dă pașaportul? Păi nu trebuie să dea pașaportul, pentru că intră în așa numitul spațiu Schengen. Altfel, omul corect, civilizat, cum a promis, a sculat vreo doi oameni din avion ca să ajungă la... la locul său. N-a prea ieșit de acolo, că se iese greu. Sunt totuși strâmte scaunele. Dar așa cum la un moment dat am lăudat-o și toată lumea a fost entuziasmată de vederea doamnei Maia Sandu atunci când dumnei s-a dat jos dintr-un avion al unei companii low cost, ar trebui, spun eu, să salutăm și această ieșire de normalitate a premierului României, care astăzi, la câteva ore distanță de la aceste momente, s-a întâlnit cu cel mai puternic om din Uniunea Europeană, cu cancelarul Germaniei, domnul Scholz. Astea sunt momentele cu premierul și momentul de normalitate pe care, de ce să nu recunoaștem, mulți ani am așteptat să-l vedem. La Berlin ai văzut că a fost așteptat totuși cu limuzina, de limuzina oficială, a fost rapid urcat într-o coloană și dus direct la Bundestag. Păi na, totuși se întâlnea cu cancelarul Scholz. Trebuia să-l ia de acolo așa, să nu stea la bagaje, la banda de bagaje. Ce să facă și om? Și acum trebuie să mai privim și prin comparație aceste imagini. Președintele Klaus Iohannis, știm cu toții, preferă avioanele private de lux închiriate pe sute de mii de euro, fără să știm exact cu cât, pentru că administrația prezidențială refuză să publice costurile vizitelor externe ale președintelui Iohannis. Și vedem astăzi această vizita lui Marcel Ciolacu vine exact în ziua în care domnul diriginte Iohannis a chemat toată clasa politică la Cotroceni pentru a promulga legile democrației. O să vedem asta în partea a doua a emisiunii. Acum ne întoarcem în platou după ce am depășit acest moment al plecării premierului. Alături de noi colegul Grig Chiroiu. Ne întoarcem la turism. Un pasionat al turismului și un investitor în turism. În Oltenia. Da, da. Bună seara. Salut. Bună seara vouă, bună seara ascultătorilor, ca să parafrazez un fost invitat al vostru și telespectatorilor noștri. Da, în Oltenia, că multă lume mă întreabă, zice, domnul Chiroz, zice, dar de unde și până unde aici la noi, la Olănești, la Băile Olănești? Păi zic, după soție, zic, că eu sunt născut, crescut în București, dar am avut norocul să mă întâlnesc cu soția în București și am venit și eu în Olănești. Și ca orice român care zice să facă și el ceva. Dar cum se spune? Olănești? Olănești, exact. Olănești, da, nu așa. Băile Onele, Olănești. Nu mai sunt aia. S-au lăsat. Lăneștenii sunt acum, da. Și am făcut și noi, am zis că undeva în 2007 am inaugurat prima pensiune, făcută de la zero, adică eu n-am avut, vorba lui Sebi, contact ca să iau ceva din vechiul patrimoniu sau chestii de genul ăsta. Și am zis, domnule, hai să facem o treabă sănătoasă. Dar ai fi putut să iei ceva din nu. Mai era ceva de luat? Mai era ceva? Nu. Sau că era, nu știm noi. Nu mai era nimic de luat.
Noi am spus, domnule, hai să facem un lucru pentru noi, de altfel, ca să avem la bătrânețe, cum se spune, știi cum e, trebuie să ai să ne retragem. Un pom, da, să faci niște copii, să construiești ceva. Am făcut lucrul ăsta cu o mare speranță, o mare bucurie. La momentul respectiv chiar a fost bine, da, în 2007-2008, dar iată că de-a lungul timpului, din păcate, turismul românesc, multă lume la fel mă întreabă. Dar în 2007 te-ai apucat? În 2007 am inaugurat-o. 07-07-07, că eu am ceva cu șaptele. Pe 7 iulie 2007, la ora 7. Și a venit criza în 2008. Și a venit criza în 2008, dar să știi că mult mai mare e criza acum. Serios? De ce? Da. Deci acum este, cum, și nu numai la noi, la în timpul mine. Pandemiei sau chiar acum? Pandemia ca și pandemia a fost cu bune curele, ca să zic așa, că până la urmă au fost și niște fonduri care te-au susținut cât de cât, dar nu se mai... Adică se merge pe o zonă în care, acum noi le spunem foarte sincer și foarte corect, mai ales da. Eu care sunt din partea asta alaltă, din partea antreprenorului, care se lovește de toate lucrurile astea. Ca asta vă spuneam, cum merge turismul, cum se meargă odată cu țara. Exact așa merge. Sunt probleme din astea de care se lovesc toți oamenii. Adică plecând de la faptul că trebuie să asiguri cumva adică nu ține neapărat de tine să zici, domne, eu am hotărât și o să am un grad de ocupare, să zicem așa, bine, noi avem 10-12 camere, deci nu e mare lucru, de 80%, să spunem. Nu, câtă lume poți să faci? La 80% ai face profit? La 80% da. 80% însemnând un 80% pe an, nu? Că este o stațiune balneoclimaterică undeva, să zicem, spre munte, care în mod normal trebuie să aibă 12 din 12. Da? Și în mod regulat cât are? În mod regulat are acum pe vară, da. Cam așa, cam cum zice Costi, 80%, după care 20% mai mult așa pe weekenduri. Max. Și la mine încă mai bine, eu încerc să țin totuși un standard cât de cât normal și acceptabil. În multe lume tot așa îmi spune, zice, da, la dumneavoastră e frumos, aici e față. Zici, nu, zic, e ceva normal, nu e nimic. A, comparativ cu în alte locuri, probabil că da, vi se pare că e cine știe ce. Dar sunt multe, foarte multe aspecte de care ne lovim cu toții. Sunt taxe care se plătesc indiferent de cât ai gradul de ocupare. Plus, am stat și m-am gândit că, zic, băi, toată lumea se plânge, e adevărat, zic, dar astea sunt efectele. Hai să mergem un pic la cauze. Cauzele sunt, cum spuneai tu mai devreme, apropo de niște legi care sunt făcute de către oameni care nu sunt în mijlocul problemei. Cum sunt eu la mine la filmări, eu sunt producătorul din spate, sunt și personaj, de eu știu ce nevoie are și ăla și ăla și ăla, știm că așa este. Alți oameni iau decizii, da, în funcție de cum cred ei că este bine. Și vă dau un exemplu clar și concret. În momentul în care s-au scos part-time-ul, da, eu aveam vreo 9 angajați. Automat am mai rămas cu 4 sau 5. După care ce am făcut? Am deschis doar pe weekend, vorbesc în extra sezon. Ce înseamnă asta? S-au diminuat și încasările și ce am dat la stat, plus că o parte s-au dus în șomaș, că asta este ce am împovărat statul. Asta doar în ultimele luni, pentru că legea a fost schimbată în toamnă. Da, 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 da. Deci, uite, o decizie foarte proastă. Doi, lăsând la o parte faptul că, cum ați subliniat și voi foarte bine, se tot vorbește de, domne, vin, bani, milioane, zeci, sute de milioane în care și o să-ți fac investiții care se regăsesc teoretic, în turism, să spunem că ajută. Nu, toți acești bani, marea majoritatea lor, se duc pe zonele deja prestabilite dinainte, adică primarii, da? Trebuie să dea la baronașul local, care este acolo cu clanul, cu așa, și doar aia se dezvoltă până într-un punct. Firmele de construcții, sănătate, treabă lui, că noi avem cazuri, adică vorbesc pe concret, vă dau un exemplu, chiar mă gândeam... Ia microfonul. A, gata, merge. Chiar mă gândeam... Da, e normal, dar chiar mă gândeam... Am ajuns la baronii locali. Dacă, da, așa. Dacă... Ai grijă că se întrerupe când ajungi la baronii locali. Când ajungi la baronii locali, da. Dacă ar fi să fac așa ca un fel de... Uite ce spune cineva, agentul 007 a făcut foarte, foarte, foarte multe lucruri în Olănești, a trezit turismul, vă rog, dați acest mesaj.
Aha. Uite că am dat acest mesaj. Da, este vorba, cred că știu despre ce este vorba și îmi place că sunt oameni foarte ok acolo, foarte inteligenți, care iată că au căpătat curaj. Și zici bine de tine așa, na. Da, păi... pentru că eu am făcut și niște filmulețe pe YouTube. Am început cu, apropo de o gaură de 5 milioane de euro, că au zis ei că au făcut infrastructura rutieră, care de fapt, per total, cred că mai mult de 500 de mii de euro n-a costat, la mine acolo în față. Și a fost o groapă care a stat 3 ani de zile. Până noi am făcut filmulețul, până când m-am dus peste ăia de la Consiliul Județean și ce au fost că aveau ei... trebuia să facă zilele Olăneștului, că de, la un moment dat erau mai mulți cameramani și așa decât turiști și așa de pe scenă oficialități. Mă invitaseră și pe mine, da, nu m-am și dus. Cum iese primarul așa și spune, olăneșteni, ne-am adunat astăzi. Da, ca să vedeți ce bine. Și după care se încheie și se împar bani. Deci, după cum vă spunem, vreau să fac așa o figură de stil. Până și veverițele, aveau celebrele veverițe care erau în parcul central, au ajuns să se sinucidă. Adică să se arunce în fața mașinii. Mai în glumă, mai în serios. S-a făcut parcul. Dar cât e glumă și cât e serios? Jumate-jumate. 50-50. Aha. În sensul în care că se aruncă în fața mașinii, adică nu mai au habitatul lor. S-a făcut acel parc, vezi, doamne, pe un proiect tot așa, de 1,5 milioane de euro. S-a defrișat cam tot. Acolo erau niște arbori din ăștia, niște seculari, erau foarte ok. Da? S-au dărâmat statui. S-au făcut și s-a făcut o... din asta cântătoare, o... Fântână arteziană, da, ea fiind lângă râu pusă. Adică tu când vii, noi când vrem... Da, dar râul nu cântă. Râul nu cântă, asta da. E, da. Asta e ideea. A mine punea o boxă lângă râu și era mai ieftin, da. Na, e un băiat care vine cu bicicleta. Deci una peste alta, problema este că la momentul ăsta standardul s-a dus atât de jos, în așa fel încât, exact ce spunea Sebi mai săptămâna trecută, că am urmărit emisiunile cu atenție, brandul nostru de țară, da? Când a întrebat pe cineva dacă nu e dor sau ce știe de frunza Elenei Udra, da? Adică brandul nostru de țară vorbind, da? Este foarte, foarte scăzut. Noi nu mai avem acum brand de țară, adică s-a dus frunza, am rămas în turismul gol. Le spuneam și lor, erau, apropo de turismul balneoclimaterii de la Băile Olănești și nu numai, din județul Vâlcea în general, înainte erau biletele de tratament, suportate de casa de pensii, care și acum au niște hoteluri ale lor, niște lucruri ale lor, care nu mai e personal cu cine să lucrezi, pentru că cine vrea să lucreze la stat, acolo trebuie să prinzi un loc doar dacă moare cineva sau iese la pensie. Da? Deci nu mai cu cine să lucrezi. La mine, și plus că trebuie să încep să ridici un pic standardul. Nu avem școlile, cum ați spus și voi, ca să faci niște școli de, în zona aia de ospătare. Adică sunt așa, dar sunt foarte puțin. Sau somelieri, vrem noi mai sus. Așadar, ce să zic? Din păcate, la momentul ăsta, din ce văd eu, nu prea avem șanse ca să îmbătrânim acolo. Este o problemă, m-am și gândit. Uite, au dat, de exemplu, voucherele de vacanță. Voucherele astea de vacanță nu e rău. Noi suntem cumva cu turismul pe perfuzie. Primești voucherele de vacanță? Primesc, doamne, deci de-abia l-aștept, că sunt printre puțin. Acum, și primești și banii de la stat apoi? Și primești, pentru că acum a făcut un sistem, este ca un card, da, în care se decontează direct. Deci acum este cumva oarecum în regulă. Și statul plătește? Și statul plătește, da. Nu, e ok. Asta cu voucherele de vacanță, de ce e ok? Pentru că este cumva pentru toată lumea. Înainte erau doar anumite hoteluri cu biletele de tratament care puteau să beneficieze de banii aia de la stat, să spun. Dar și asta trebuie extinsă și la, din ce am înțeles, este un proiect de, nu știu dacă s-a aprobat, și pentru firmele particulare. Ca și... E pe aprobatele, cum e se pe spune. Aprobatele, da. Ca și... să zic așa, un fel de sugestie, da, unuia care beneficiază și este în zona problemei, ar trebui făcute, aceste vouchere de vacanță sunt foarte bune, dar ar fi bune în extra sezon. Pentru că, vă spun eu ce se mai întâmplă, în sezon prețurile se duc foarte mult. Pentru că lumea, toată lumea se înghesuie având și voucherele astea de vacanță, mai ales și de la stat, care trebuie oricum să le primesc gratis, cum se spune, și toată lumea e nebunită pe acest sezon. Dacă le-ai face pe extra sezon, mai ales în zonele unde sunt, unde este turismul 12 luni din 12, s-ar echilibra un pic. Deci, uite, ar putea fi o sugestie, să spunem, din punctul ăsta. Că la mare vine oricum lumea și dă cu banul de acasă. La mare vine oricum lumea, eu vorbesc per total, pe toată țara. Așa că, ce să zicem? Da, ai apucat să vorbești cu, nu știu, cineva responsabil de turism, să spunem. Da, acum, în ultimul timp, chiar am fost, mă rog, invitat de către... Ia microfonul meu.
Așa. Și încercăm să punem de comun acord, da, să ne folosim, să zicem așa, de experiența și de tot ceea ce am făcut în ultimul timp, să facem niște lucruri, ca un fel de proiect de țară, cum faceți voi acolo. Să începem, am zis Olănești, a zis, hai să facem pe județ mai bine. Facem, pentru că, într-adevăr, județul Vâlcea este un județ care ar fi putut să fie undeva departe, cum se spune. Și tu ai spus chiar săptămâna trecută lucru pe care l-am spus și eu la momentul respectiv primăriilor și am spus, dragii mei, faptul că la momentul ăsta sunt aceste bilete de tratament, nu facem altceva decât să ne învârtim sărăcia între noi. Dacă vrem să avem un plus valoare, trebuie să fie, dacă vrem să avem un turism sănătos, trebuie să avem la liber ca oamenii să vină, românii vorbesc, să vină să plătească pentru ceea ce primesc și plusul de valoare este să ne vină străini. Îți vin străini la pensiune? Știi cum a venit prima dată? Prima dată a fost echipa, că știi mai bine, Costi, Viborgu. Viborgu, da, echipa de handbal feminin, da, la momentul respectiv când au și luat cupa, au stat la mine, la Noel. Întâmplător, ești anti-român, practic. Nu, da, copiii mei erau mici atunci, țineau că știau că zicem, păi nu sunt ale noastre, că stau cu noi. După care Olchim a venit, domnul Berbecaru și cei care au fost atunci la momentul respectiv, au spus, domnule, haideți să le facem un loc bun și să stea bine fetele, echipa de aur, atunci, cu Steluța Luca, cu toată lumea. Și Radu Voina, țin minte că aveam ritual cu el, stăteam la câte un pahar de vin așa noi doi, da, atâta, doar să de vorbă și nu ne deranja nimeni acolo. Viborgu, danezele, când au venit, au fost atât de plăcut impresionate de faptul că au găsit în România ceva atipic. Atipic însemnând căldura aia care nu ți-o dă decât o pensiune, să spunem, sau o locație făcută pentru familie. Cum mergem și noi prin Austria, prin Italia, știți foarte bine, alea care de fapt ele rămân un fel de brandul lor de țară. Ce au văzut și nu le-a venit să creadă, câini vagabonzi. Câini vagabonzi, nu le-au dat la le-au dat la șnițele și tot felul, ce, da, vai, foarte frumos, zice, ce, noi n-am mai văzut până acum așa ceva, zic, da. Ce să facem? Și asta e o problemă. Nu. Timp? Mai mult decât atât, eu am făcut tot felul de hârtii la primărie, nu s-a rezolvat problema și din păcate una din să zic așa, din problemele pe care eu n-am reușit să le rezolv și nu am putut să o aduc pe Eugen Cristea și pe soția, pe Cristina Deleanu, da, că sunt și la noi în serial, tocmai prin faptul că iau un cățel mic și mai sunt oameni, că chiar s-a întâmplat un incident, din păcate. După ce chiar vorbisem cu cel de la Consiliul Județean și așa, nu. Nu, acolo nu se rezolvă până când nu o să se rezolvă niște lucruri. Dar să știți că m-am implicat și o să mă implic și mai tare, apropo de agentul 007, ce spuneau ei. O să fac mai multe lucruri, pentru că nu sunt genul omului care să stau și să spun, adică și fără să mă implic. Adică tu chiar vrei să te retragi acolo. Oamenii ți-au, da, dat o șansă să nu te retragi. Adică da, ei ți-au creat această posibilitate. Bă, greșești. Bă, mai gândește-te. Bă, ai grijă. Bă, vezi ce faci. Mai vedem. Și tu insisti. Eu insist, da. Eu insist pentru că știi ce? Le-am mai spus-o. Mi-ar fi mie... eu nu m-aș putea uita la mine în oglindă și să fiu eu cu sufletul în păcat. Pentru că dacă nu, atunci o să-mi spun eu mie. Bun, și se întâmplă și aia și aia și inundația. Mai avut într-o altă parte. Rigole, trebuie să fac. Acum 10 ani am avut în același loc inundații, unde am făcut a doua pensiune, dar unde am și filmat din asta cu președintele. Am zis că acolo e vila de protocol a președintelui. A luat premii internaționale soția mea, da, care e de acolo. Ai făcut a doua pensiune, adică da, ești pe development. Sunt. Deci am făcut niște lucruri care, uite, de exemplu, seama, dacă, pensiune... dacă ar fi mers și mai bine, adică da, ai făcut a doua pensiune când a mers prost, mică, spui tu. Da, de 7 camere. Când a mers, nu, a, atunci a mers bine, știi, da, știi când am făcut-o? Când a dat Udrea, apropo de așa, când ea a făcut o chestie la momentul respectiv, că ministrul turism, eu nu mai știu, mai avem noi acum? Nu știu, mă rog, eu nu mai știu. Știu că a luat niște fonduri care nu se consumaseră de nu știu unde și le-a dus într-un loc și a spus așa, domnule, hai să le dăm pe astea, le împărțim în câte 200.000 de euro, care nu e o sumă extraordinar de mare, e o sumă foarte mare pentru oameni ca noi, așa. Dar nu le dăm la primării, le dăm la particular ca să poată să facă, uite, câte o pensiune. E, uite, și atunci am făcut eu pensiunea respectivă. Într-un teren, pe un teren în care era, ce era acolo, nu pot să vă spun. Și a ieșit un lucru, lumea știe care, și eu am văzut și la televizor de altfel,
în care noi am luat premii internaționale. Am luat vreo 3 premii. Soția mea a făcut tot ce înseamnă design-ul. Fiecare cameră are un anumit specific. E o chestie foarte interesantă acolo. Că lumea spune, domnule, la Olănești așa ceva? Zic, da. Dar zic, nu e meritul meu. Eu doar așa am fost cu constructorii. Puțin, domnule, nu știu dacă la Târgșor se vede emisiunea, că vine mesajul de la doamna Udrea acum. Da. Nu, să știi, asta uite, o chestie foarte bună. O chestie foarte, domnule, ce a fost bun, a fost bun. Așa. Acum doamna unde stă la pat supraetajat. Deci. Da, acum eu ce să zic, lucrurile bune poate compensează pe lumea, știi cum e, să spune, băi, uite, ai făcut asta, uite, ai făcut chestia aia la Olănești, la Grig acolo, băi, să știi că aia a fost ok. Și practic acum... Dar de la stat ce aștepta? De la stat? Da. Să schimbăm pe cei care iau decizii și care se întâmplă... Adică e doar o chestiune de cine ia decizie, nu de cadru legal? Și de cadrul legal, dar cadrul legal în principiu e făcut așa. Hai să-ți dau un exemplu, tot la mine, da? Știți câte taxe plătește o pensiune, orice ai fi, până în 50 de camere? Dacă ai 500 de camere, le plătești la fel până în 50 de camere. Apropo de domeniul ăsta al nostru, cu audio-vizual, vezi, doamne, așa, UPFR, UCMRA, da, credit, da, toate sunt vreo 5 organisme colective. UPFR-ul mi-au luat mie, din punctul meu de vedere total abuziv. Stai puțin. Da. Ca să pui muzică în restaurant, da? Da. Trebuie să dai la organismele care gestionează drepturile de autor. Da. O taxă. Ca să le explicăm oamenilor că UPFR e mai complicat. Corect, da, așa este, da. Și mi-au venit din urmă că na, așa fac ei, și eu am plătit la ce vedeți voi acolo 260 de milioane vechi. Ceea ce a fost îngrozitor. Și am trebuit să-i plătesc pentru că din urmă am făcut noi o contestație, nu s-a ținut, nu știu care a fost treaba, dar a trebuit să plătesc 260 de milioane și după aia i-au zis... Nu mai bine cânti tu, pe bune. Păi da, dar plus că asta este... Și ai repertoriul tău, așa, zici păi, de la știi, tine. Uite, așa. Noi avem compozitorul nostru care ne face și a spus, domnule, uite, și ai putea să faci un saving. Sunt 3 organisme, să zicem, pe aceeași chestie. Păi a venit Pocorski la noi și a zis, băi, Greg, uite așa cum e aici, a zice, da, înțelegem. Și am spus, oricum nu funcționează 6 luni, nu funcționează, hai să zicem, că funcționează 6 luni pe an. Din punctul meu de vedere a trebuit luat, uite, ca dovadă. Le mai dau o soluție, că uite, vin și cu soluții. Ia, domne, după gradul de ocupare, cât este? 100 și ceva de lei, dau un exemplu, da? Bun. În caz de ocupare, 100%. Că poți să scoți, ai pe toată lumea are, da? Pe diagrama de la hotel, îți scoți. În luna respectivă ai avut grad de ocupare 63%. Păi plătești 63%. Pe timpul pandemiei. De ce am plătit o taxă și impozit la primărie? Când n-am funcționat. De ce? Ca să trăiască statul. Exact. Da. Și acum sunt hotărâri ca să trăim și noi. Bine, stai puțin, că și statul vine și spune, auzi, dar pe timpul pandemiei nu te-am ajutat și eu pe tine? Păi nu statul m-a ajutat pe mine. Nu, aia a fost o chestie care a fost pe partea asta. Bine, statul făcând parte din zona asta cu europeană și așa. Dar pe mine m-a ajutat în proporție de 80% și pe o perioadă limitată. Păi de ce nu ți-ești tu în proporție aia? De ce tot timpul statul trebuie să fie? Pentru că totul acum este la stat. Noi suntem din ce în ce mai puțin. Păi n-ar fi bine să mergem și noi. Noi antreprenorii, da. Și mai fac o chestie. Mie mi se pare că noi, cei care avem lucrurile astea mai mici, ar trebui să aibă, nu neapărat de parte de un regim preferențial, dar să poți să-i ajuți pe oamenii ăștia să nu închidă. Pentru că ăștia, în țările în care mergem noi, cum spuneai și tu, străinii ne aduc nouă plus valoare. Bun. Sunt lucruri în care ei care vin aici se regăsesc mai mult în zonele astea mai mici, cum e la Viscri, cum e așa. Ăștia trebuie să încurajați, să o protejați, un făcut într-un fel. Pentru că una este când vin lanțurile astea mari, ok, știm, dar ăștia autohtoni, ei nu o să plece cu nimic în spate. Au grijă să-și facă ale lor. Uite, ca dovadă, eu mă gândesc foarte serios dacă în iarnă o mai țin deschisă sau o închid. Ambele. Da. Când sunt două. La altă mai reușit să mai fac câte o filmare, adică tot eu să muncesc, să găsesc soluții, să mai fac ceva, ca să pot să dau și salarii oamenilor și tot așa. Deci sunt multe lucruri care, dacă nu ne implicăm să fie într-adevăr făcute și luat în seamă părerea noastră celor care chiar au habar și chiar fac lucrurile astea, efectele vor fi
pe care... Tu acum nu vorbești în nume propriu, ci în nume propriu, dar în problemele timp, sunt ale problemele mai sunt, multor, da, ale mai nu multor. Doar olăneșteni. Corect, așa este. Ele sunt pretutindeni, spune. Ele sunt pretutindeni, da. Da. Multe chestiuni pe care nu le-am auzit neapărat spuse în felul ăsta în săptămâna asta. Ce bine că m-ați invitat, vă mulțumesc. Da, așa. M-a invitat. Îi mulțumim mult lui Grichiroiu, artist și om care încă se gândește să se retragă undeva la Băile Olănești. Cât sunteți în situația lui să dați bani pentru muzica pe care o ascultați? Gândiți-vă la asta. Luăm o pauză și revenim cu ora a doua de emisiune. Ne-am întors, Proiect de Țară România, sunteți la Prima News. A fost o zi importantă astăzi la Palatul Cotroceni, o zi cu fast și cu sclipici, așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani președintele Klaus Iohannis. Legile educației, România educată, a fost promulgată la Palatul Cotroceni. Dirigintele Klaus Iohannis a adunat toată clasa politică pentru a semna aceste legi care nu știm cât vor schimba. Costi, tu ce crezi? E România mai educată de astăzi după 9 ani de așteptare? Eu cred că toată lumea, uite aici, uite-te la ei, mândri tare, mă, că au ajuns la Cotroceni, toți atât de fals, cu mâna pe inimă, așa, știi? Aiurea, mă, n-au făcut nimic, mă, niciunii din ăștia n-au făcut nimic pentru a-și pune mâna pe inimă și a se mândri cu chestiunea asta, da? S-au uitat și ei la meciuri la televizor și au zis, bă, hai să facem și noi așa că dă bine. Fotbaliștii, da? Când cântă imnul. Uite, toți oamenii ăștia trebuie să răspundă, ar fi trebuit să răspundă înainte de a se poza aici, la următoarea chestiune. Peste 50.000 de copii care au început clasa a întâia acum 12 ani nu s-au înscris la bacalaureat acum. 24% din întreaga generație. Educația a avut 16 miniștri în acești 12 ani. Domnul președinte Iohannis a venit în urmă cu 9 ani, da? Adică grosul acestor miniștri în mandatele sale. Exact. Da? Unde mai așa pui că anul acesta educația a primit cei mai puțin bani, da? Din ultimii 10 ani probabil, raportându-ne la procentii. Și doamna Deca a spus la momentul împărțirii bugetului că îi ajung banii pentru a-și atinge obiectivele. Obiectivele, adică a plătit salariile. Deca, da, erau să plătească niște salarii. Păi ia uite că nu v-au mai ajuns banii, doamna Deca, că ați ținut copiii toți pentru că n-ați avut bani suficient să plătiți profesorii, a ținut copiii în tensiune și profesorii pe străzi și părinți și bunii și copii, pe toți i-a ținut vreo 2-3 săptămâni în mare tensiune. 15.000 de copii nu s-au înscris la evaluare națională în clasa 8-a. 32.000 nu s-au înscris la BAC. Din aia pierduți pe drum, 72% au luat. Din ce a rămas și au mai fost o parte pe cei pierduți pe drum, 72% au luat bacul. Astea sunt cifrele. Exact, au fost unii care s-au înscris la bacalaureat, dar apoi nu s-au mai dus să se prezinte la examen, nu s-au mai dus la probe. Și mă întreb, oare politicienii când stau așa și se uită la aceste cifre, sigur, pot avea sau nu pot avea legătură cu educația, o legătură directă cu educația. Ce-i în mintea lor de politician, deci om care e decident, care inițiază proiecte de lege, care discută cu președintele Klaus Iohannis, poate care face parte din Guvernul României, pentru că am văzut acolo înghesuit la Palatul Cotroceni o bună parte din Guvernul României. Ce simte un politician când vede că 50 de licee din România dar nu este interesat, n-au avut copii care au luat bacalaureatul? Habar nu are această informație. Mare parte dintre oamenii care au fost prezenți astăzi acolo nu cunoșteau această informație. Câtuși de puțin. Habar nu aveau de ea. Înainte de a se fi apucat să aplaude și să pună mâna pe inimă, oamenii aceștia, în frunte cu ministrul educației, cu doamna Deca, ar fi trebuit să le dea un răspuns celor 70 de copii de la liceul Șincai. Copii cărora li s-au anulat tezele de la limba română pentru că nu au pus cuvântul de pe linia 2 sau pe linia 3. N-au primit acești copii niciun răspuns. Habar nu am ce au făcut acești copii la examenul de bacalaureat. Ori fi luat, n-or fi luat. Chiar dacă au luat cu toții decent, corect,
normal. Ar fi fost ca ei, familiile și noi toți, plătitori de taxe pentru acest buget, să primim un răspuns și să aflăm ce s-a întâmplat cu copiii ăștia, de ce li s-au anulat lucrările, de ce au fost puși să rescrie niște lucrări după mai bine de o oră de când examenul de bacalaureat începuse. Și au mai fost copii care, de fapt un copil l-am văzut, acest caz care arată totuși nivelul educației din România și nivelul de pregătire al profesorilor, un copil care a venit cu o pereche de Adidas, pe acea pereche de Adidas, da, erau stilizate niște foi, așa era modelul, da? Modelul de papuc sport, așa era, pantof sport, mai altfel, da? Asta e generația, așa e și modelul de Adidas, da? Și profesorii au crezut că are copiuțe. Deci, cam cum să crezi tu că un profesor supraveghetor, în acest rol de profesor care îi supraveghează pe copii la BAC, că atât l-ar fi dus mintea totuși pe un puș, să vină cu niște abțibilduri lipite pe Adidas, pe care să le vadă toată lumea și să le consideri copiuțe la BAC. Și l-am mai văzut astăzi și pe unul dintre secretarii de stat din Ministerul Educației, spunând, da, într-adevăr, a fost o problemă cu acele încălțări. Ce trebuie să se mai întâmple? Da. Ar fi putut să fie singura explicație. Niște chestiuni jenante. Această manifestare de bucurie, acest festivism de paradă, n-ar fi trebuit să existe în lipsa acestor răspunsuri pe care oficialitățile ar fi fost obligate să le dea. Să aflăm de ce au fost căutate în Google, în motoarele de căutare, subiecte, înainte ca ele să fi fost anunțate în clase. N-am aflat asta. Să aflăm ce s-a întâmplat cu tezele acelor copii. Nici asta n-am aflat. Să aflăm ce se întâmplă cu copiii ăștia abandonați, plecați, cine știe, poate plecați cu părinții în străinătate. Habar nu avem nici de aceste informații. Și aflăm că acesta este proiectul de mare angajament al președintelui Iohannis. Foarte trist, foarte trist pentru moment, pentru toată lumea. Un alt moment dur al acestei zile. Domnul Cezar Irimia, bună seara, alături de noi în această seară. Reprezentați bolnavii de cancer și înțeleg că i-ați acordat domnului ministru Rafila o perioadă de răgaz pentru a vedea care sunt hotărârile luate de dumnealui. Anunțaserăți inițial o grevă pentru data de 1 iulie. Ați amânat-o. Acum ați venit, pare-se, în forță, mult mai deciși, spunând că veți da în judecată ministerul. Ne auziți? Da. Nu avem încă legătura telefonică bine realizată. Ne vom întoarce la domnul Cezar Irimia. A fost o poveste la fel cum e cea din educație, mi se pare că e și cea din sănătate. Ne auziți, domnul Irimia? Nu. N-avem legătură, o să ne întoarcem la dumnealui. Deci ministrul Rafila, care la fel după ce o lege privind Planul Național Anticancer a fost trecută de Parlament, da, inițiată de Coaliția de Guvernare, votată de toți parlamentarii din România, ajunsă la Cotroceni și promulgată de asemenea cu fast, tot cu șampanie și pișcoturi de președintele Klaus Iohannis, s-a întors la Ministerul Sănătății, unde domnul Rafila și, mă rog, echipa sa de la Ministerul Sănătății trebuiau să pună în aplicare acele norme, da? Normele de aplicare ale unei legi, ca să știm exact cum intră în vigoare acel act legislativ. Ei bine, a așteptat domnul Rafila până în ultima zi, când expira perioada de norme de aplicare, în perioada în care ministerul ar fi trebuit să vină cu aceste norme de aplicare, și vedem în acea ultimă zi, a organizat o conferință de presă, a vorbit, părea că totul s-a rezolvat totuși chiar și așa pe ultima 100 de metri și deja au apărut contestări. Mi se pare că această lege, Planul Național Anticancer, de fapt e o lege, acest plan, seamănă cu filmul Moartea domnului Lăzărescu, știi? O lege plimbată nu între spital și alt spital, ci între instituțiile statului, între Parlament, Guvern, mai între un Cotroceni. Guvern și alt guvern. Da, exact, dar ministrul e același, da, totuși. E o lege care face trecerea între
între guverne. Discuția în felul următor. Am citit astăzi o declarație a domnului Irimia, cu care ne vom întâlni în scurt timp. Domnia sa a avut de fiecare dată poziții foarte directe, dure, tranșante la adresa acestor tergiversări venite din partea ministrului Rafila, spunând că pe data de 1 iulie, acea zi limită în care normele ar fi trebuit să fie publicate, bolnavii vor ieși în stradă. A fost acordat un termen de înțelegere ca urmare și a unei păci, să spunem, pe care ministrul a reușit-o cu unul dintre principalii contestatari, cu domnul Achimaș Cadariu. Domnule Irimia, bună seara! Ne auziți acum? Suntem în regulă? Bună seara, vă aud! Bună seara! Domnule Irimia, ați acordat o perioadă de răgaz, așa, de vreo 4 zile. Inițial spuseserăți că pe 1 iulie veți ieși în stradă. Ați așteptat să vedeți cum arată proiectul propus de domnul Rafila. Acum v-am văzut venind cu o și mai mare înverșunare împotriva ministrului, spunând că veți da în judecată ministerul sau pe domnul Rafila. Deocamdată ministerul și vom protesta în fața Ministerului Sănătății, vom organiza un protest în stradă. Mâine vom depune la Primăria Capitalei cererea de a ni se aproba acest protest. Vor veni pacienți din toată țara, reprezentativi de fiecare asociație, că totuși sunt pacienți și nu putem să aducem foarte mulți, dar din 26 de asociații, ori 2 pacienți, vor fi peste 50-60 de persoane în fața ministerului. Dar protestul cerem pentru săptămâna viitoare, pentru că domnul ministru a plecat în concediu, lăsându-ne cu ochii în soare, privind accesul nostru la investigații, tratamente, pentru că noul plan trebuia să intre în vigoare de la 1 iulie. Domnul ministru, în conferința de vineri, a prezentat niște intenții, pur și simplu o foaie cu niște intenții, fără valoare juridică, pentru că articolul 7 din legea 293/22, legea Planului Național de Combatere și Control al Cancerului, spune clar că aceste norme trebuie să fie prezentate în transparență 30 de zile, după care sunt duse în guvern, iar guvernul dă un HG privind aceste norme și trebuie norme care HG-ul care trebuie publicat în Monitorul Oficial. Nimic nu s-a întâmplat din toate acestea. Domnul ministru a ieșit așa, dându-ne praf în ochi, și vreau să-i reamintesc că suntem doar pacienți, nu suntem și proști, să credem tot ce ne-a promis dumnealui. Este o încercare cinică până la urmă vis-a-vis de noi, de a mai amâna lucrurile, a mai tergiversa lucrurile. Poate mai murim câțiva dintre noi, pentru că și așa pierdem în fiecare zi 153 de pacienți cu cancer. Revenind la acțiunile noastre, vom da ministerul în judecată și ne mai gândim dacă facem plângere penală și domnului Rafila. Dar protestul în stradă și acțiunea în instanță sunt deja hotărâte. Și ce veți solicita în chemarea aceasta în judecată? Daune? Vom solicita foarte multe, pentru că, în primul rând, domnul ministru s-a situat mai presus decât legea. Adică, având o lege votată de întreg Parlamentul României, promulgată de președintele României, promulgarea la care a participat și domnul Rafila, deci nu a respectat legea, în primul rând, vom arăta dezastru care este la noi în țară privind pacienții cu cancer, adică în fiecare zi mor 153 de pacienți din această patologie. România are peste 20.000 de decese evitabile în fiecare an din această patologie și cu 47% mai multe decese față de media europeană. Aici suntem, acesta este adevărul și îl vom acuza pe domnul ministru că își pune în continuare semnătura pe certificatele de deces ale pacienților. Domnul ministru s-a situat mai presus decât legea, mai presus decât Parlamentul României, mai presus decât
acest președintele României, nerespectând implementarea legii. Aceasta va fi prima cerință noastră, iar argumentele și semnăturile asociațiilor de pacienți și ale pacienților vor cântări foarte mult în balanța din instanță. Dar i-ați acordat câteva zile de răgaz. Ați spus că vreți să citiți și să luați la cunoștință de ce a propus dumnealui. Noi am sperat totuși că în prima ședință de guvern, care am înțeles că totuși a fost ieri, vor fi publicate niște, în monitor oficial, niște norme de implementare a planului. Nu s-a întâmplat acest lucru, de aceea noi mâine dimineață, așa cum v-am mai spus, depunem acea cerere de protest la primărie și pregătim acțiunea de dare în judecată a Ministerului Sănătății, iar cu plângerea penală vis-a-vis de domnul ministru ne mai gândim, pentru că dorim să construim, nu dorim să aruncăm cu pietre, dar domnul ministru nici măcar nu merită să aruncăm cu pietre în dumnealui, pentru că ne-a sfidat, ne-a ignorat și în continuare semnează certificatele de deces. Bine, nu pe în nume propriu, probabil că aveți ceva cu dânsul, ci cu funcția pe care o ocupă. El în calitate de ministru. Sigur că da. Am dat foarte mult credit domnului ministru, îl cunosc de vreo 20 de ani, la început de mandat. Chiar am luat apărare atunci când se făceau trimiteri către familia dumnealui, spunând că niciun copil din lumea asta nu-și alege părinții. Dar acum părerea mea este radical schimbată vis-a-vis de domnul ministru, care nu a făcut decât să ne înșele așteptările. Așteptări care după 22 de ani s-au văzut împlinite prin această lege a Planului Național de Cancer. Deci noi o cerem de 20 de ani, iar domnul ministru ne-a spulberat orice speranță. În continuare lipsesc medicamente, în continuare nu avem un plan național de cancer, în continuare suntem mințiți și amânați pentru a mai crea câteva victime, să mai dispărem câteva dintre noi, din păcate. Acesta este adevărul și domnul ministru a plecat pur și simplu în vacanță, trebuie să rezistăm până vine dumnealui, poate mai trăim câteva zile. Domnule Irimia, tare dur și trist ce spuneți. O să ne întoarcem la dumneavoastră să vedem cum avansează protestul la care vă gândiți și acțiunea în instanță. Mulțumim mult, domnule Cezar Irimia. Mulțumim pentru prezență. În continuare vom aborda un nou subiect. Tot despre ani, vorbim tot despre așteptare de foarte mulți ani. Foarte, foarte mulți ani. Și se cuvine să rememorăm un moment extrem de important al acestei țări. Data de 4 iulie 1977 se împlinesc așadar 46 de ani de la acel moment în care, la capătul unei ședințe în care evident nu asculta de nimeni, ci Ceaușescu hotăra și dădea ordin ca toate lucrările de reconsolidare și de refacere a clădirilor afectate de cutremurul din 4 martie 1977 să înceteze. Urmând să declare practic că rănile sunt pansate, țara este curată, refăcută și lucrurile nu stăteau deloc așa. Se revoltase că văzuse niște zgârieturi pe pereți și se părea că activiștii de partid dau o prea mare importanță. Da, poate avem și câteva selecțiuni din stenograma acelei ședințe. Ca urmare a acestui moment, din 4 iulie 1977, un inginer dizident, domnul Ursu, a trimis o scrisoare la Europa Liberă în care critica această acțiune hotărâtă de Ceaușescu. În urma acelei scrisori a fost schingiuit în închisoare, a fost ucis. Astăzi, 4 iulie 2023, ar fi trebuit să aflăm verdictul final în cazul celor doi oameni acuzați că au participat la schingiuirea, ulterior omorârea domnului Ursu. A fost amânat verdictul. După 38 de ani continuăm să amânăm, undeva pe 27 iulie. Legea din 4 iulie
1977, hotărârea lui Ceaușescu a lăsat multe cartiere schiloade, multe blocuri lovite de beteșug, mulți oameni care stau încă sub amenințarea unui nou cutremur, care ar putea să fie fatal pentru multe blocuri, nu doar din București. Există inițiative legale trecute, care acum așteaptă pe biroul președintelui, prin care aceste blocuri pot fi refăcute mai bine. Suntem în legătură directă cu doamna Diana Stoica, deputat USR. Bună seara! Mulțumim pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Povestiți-ne, vă rugăm, inițiativa pe care ați trecut-o prin Parlament și care acordă un grad mai mare de libertate și de accesibilitate celor care se gândesc acum să-și repare locuințele. Da, așa e, pentru că trăim într-o țară cu risc seismic. Ați povestit dumneavoastră deja despre datoria morală pe care eu cred că o avem față de români, după ordinul criminal dat de Ceaușescu. Și situația e destul de tragică, pentru că suntem în top 10 țări din lume în ceea ce privește expunerile la cutremuri. Avem 75% din populație și 60% din infrastructură expusă la risc seismic. Știm că va veni un mare cutremur, nu știm când, dar știm că nu mai avem timp de prietut și știm că suntem total nepregătiți. Ne mai amintim când vin tragedii cum a fost cea din Turcia, ne amintim că și noi trăim într-o țară cu risc seismic și poate ar fi cald să facem ceva. Doar în București, această capitală europeană în care locuim o parte dintre noi, majoritatea clădirilor sunt cu risc seismic și vulnerabile și cred că e sănătos cumva să nu mai ascundem mizeria asta sub preș și să facem treabă. De aceea sunt atât importante amendamentele pe care le-am inițiat împreună cu Alfred Simonis, colegul nostru, pentru că o bună parte dintre regulile existente înainte de aceste amendamente blocau prea multe lucrări de reabilitare sau de consolidare. Principala, vă povestesc așa despre cele mai importante care mi se par mie, da, că blocau. Regula aceea absurdă a unanimității. Știți că mereu era câte un vecin care nu era de acord ca clădirea în care locuia să intre în reabilitare. De acum înainte, decizia de a locui într-o astfel de clădire protejată, adică de a începe efectiv lucrările acelea de reabilitare sau de consolidare, se va lua ca în orice țară civilizată într-o democrație cu jumătate plus unul dintre proprietari. Pentru că noi am considerat... Asta dacă nimeni... semnează președintele Iohannis, nu? Că legea a ajuns, da, la dacă el. Dacă semnează, exact. Sau mai modificările, amendamentele pe care le-ați adus acestei legi. Da. Dau refresh constant pe pagina lui, sper să revină și să treacă totul la treabă. A avut treabă cu educația în România acum. Am văzut șampanie și pișcoturi. Da, deci asta e una dintre modificări. A doua e o altă regulă absurdă. Scădem practic de la 25 la 5 ani, perioada de la care poți să înstrăinezi un imobil reabilitat de către stat fără a rambursa acele costuri ale lucrărilor, pentru că noi am considerat că nu contează cine este proprietarul atâta vreme cât acea locuință e mai rezistentă și mai pregătită de cutremur, că toți suntem ai statului, indiferent că ne cheamă Gigel, Ionel sau Diana. Am introdus un mecanism foarte util. Deci mai precis, pentru... până acum legea spunea că dacă ai primit bani de la stat pentru consolidare, nu puteai să înstrăinezi casa consolidată cu acești bani mai devreme de 25 de ani. Puteai să înstrăinezi, dar să plătești o sumă foarte mare ca și despăgubire, să spunem așa, către stat care a investit în acea locuință. Și evident că nimeni nu își permitea să facă treaba asta și atunci oamenii erau speriați de faptul că nu poate să mai vândă 25 de ani și refuzau începerea lucrărilor. Un alt mecanism pe care îl introducem este acesta de similar cu creditele garantate de către stat noua casă, vrem să fie introduse și credite de reabilitare seismică garantate de către stat ca să dăm posibilitatea și acelor clădiri care sunt încadrate la risc seismic 1 și 2, dar poate sunt, nu știu, case cu 3-4 proprietari, care nu o să fie intrată o prioritate, bineînțeles, pentru stat, pentru că statul se va orienta către clădirile publice, clădirile rezidențiale cu mulți locuitori, ca să își prioritizeze într-o formă sau alta investițiile, dar asta nu înseamnă că trebuie să blochezi inițiativele individuale.
Și am introdus cadrul legal pentru a se putea constitui aceste credite garantate de către stat. Mai avem un amendament prin care sprijinim și autoritățile publice să efectueze în justiție toate acele demersuri necesare. Le scutim de orice fel de taxe de timbru, tarife, ca să poată să demareze cu celeritate lucrările. Am introdus un alt amendament important pentru a include centrele istorice din orașe. Majoritatea orașelor au clădiri din acestea mai mici, care nu erau incluse până acum, pentru că se luau în calcul doar clădirile de pe plus 3 etaje. Am eliminat asta și acum putem include și centrele istorice care sunt încadrate în zona de risc seismic 1, adică care au cel mai mare grad de prăbușire și au totuși un nivel sub pe plus 3 etaje, să poată să fie reabilitate de asemenea. Și mai facem un lucru foarte important, apropo de toată reclama asta la stradală, reclamă la păcănele, la tot ce mai vedem pe stradă, dar este pentru siguranța oamenilor. Limităm, adică interzicem cu totul activitățile comerciale și panotajul acesta stradal de pe toate clădirile care sunt încadrate la risc seismic 1 și risc seismic 2, pentru că constituie un risc nenecesar să mai ai și un panotaj și să închiriezi sau să ai mai mulți oameni prin activitățile comerciale în acest spațiu dacă el deja este la risc. Doamna Stoica, haideți să luăm un caz concret. Să spunem că sunt o persoană în vârstă, da, am undeva la 70-80 de ani, locuiesc într-un astfel de bloc cu risc seismic, primăria vrea să-mi consolideze blocul, există o majoritate a cetățenilor, a vecinilor care vor asta, ce fac eu? Asociația de proprietari este cea care aplică la primărie pentru a beneficia de aceste lucrări de consultare. Dar dumneavoastră trebuie doar să vă dați acordul, să semnează niște contracte între proprietari și primărie. Bun, și unde locuiesc eu? Cât timp locuiesc în altă parte? Cine mută mobila? Ce se întâmplă cu toate aceste lucruri? Pentru persoanele care sunt evacuate, statul asigură niște locuințe de necesitate, acele clădiri ale APPS-ului sau toate care sunt puse la dispoziția statului pentru acest aspect, sau plătește chiria în cazul în care nu mai au suficiente locuri în acele locuințe de necesitate, plătește chiria la bugetul local pentru relocarea persoanelor evacuate atâta vreme cât se desfășoară lucrările. Pentru mobilă, de asemenea, toată mobila este mutată în depozite în grija statului, de către autoritățile publice locale. Responsabilitatea aceasta este a lor. Și credeți că autoritățile publice sunt pregătite pentru un astfel de scenariu, da? Masiv. Păi trebuie să fie, pentru că nu avem cum să nu fim. Dacă nu sunt pregătite de 30 de ani, măcar acum se mobilizeze și să se pregătească, că nu s-a făcut mare lucru pe partea asta și eu cred că... Nu s-a făcut aproape nimic, da? Da. Eu chiar cred că nu mai avem timp de pierdut și cred că avem o șansă bună acum, avem și niște finanțări prin PNRR, prin POR, prin Programul Operațional de Sănătate, de asemenea pentru spitale, adică cred că trebuie să începem să ne mișcăm într-un ritm mult mai alert. Cum ați reușit, politic vorbind, să conviețuiți, că e un proiect USR-PSD? Da, am vrut ca acest proiect să aibă parte de susținerea necesară ca să fie adoptat și i-am propus colegului nostru, Alfred Simoes, care de asemenea e preocupat de securitatea noastră în ceea ce privește pregătirea la cutremur, și am inițiat împreună acest amendament. Vă propun să trecem într-un alt registru, că mai aveți o inițiativă fără păcănele și venim cu ea în atenție odată ce statul se gândește să supraimpoziteze câștigurile și veniturile din jocuri de noroc, având mare nevoie de bani. În condițiile astea, vă așteptați să treacă legea fără păcănele pe lângă școli și așa mai departe, că dacă se apucă să scoată din locurile în care oamenii își cheltuiesc banii, o să scadă și banii veniți la impozit? Eu m-aș bucura ca statul într-adevăr să ia mai degrabă, să suprataxeze industria jocurilor de noroc, decât să nu mai plătească concediile medicale ale oamenilor bolnavi, că ați vorbit mai devreme și cu domnul Irimia. E vorba și de pacienți cu cancer care își iau aceste concedii medicale, deci pe mine m-a supărat foarte tare domnul Ciolacu cu afirmațiile astea pe care le-a făcut. Dar eu cred că legea asta va trece. Și sper, dacă se va face o sesiune extraordinară în această vară, să reușim să mai avansăm cu ea. Dacă nu, în toamnă, am încredere că va trece.
Na, rămânem în legătură. Avem semne de întrebare. Venind aici spre emisiune, vorbeam cu colegul Sebi și amândoi spuneam că statul nu va îndrăzni, opinia noastră, să se atingă de jocurile de noroc, câtă vreme ele sunt un contributor serios. Și câtă vreme avem o gaură bugetară de câteva miliarde bune. De multe zeci de miliarde bune. Mulțumim frumos pentru prezența. A fost doamna Diana Stoica, deputată USR. Cât de bolnave sunt blocurile noastre, și nu doar blocurile, multe case, în special cele construite, spun unii, înainte de 1978. Vom afla în scurt timp. Nu știu, ai căpătat răspuns la întrebare? Mi-e bine, frică. Tu pui acum, știi ce? Tu pui un semn de întrebare în dreptul capacității autorităților. Da. Păi asta ar însemna să contestăm tot. De ce îi mai alegem? De ce îi mai votăm? Dacă nu se descurcă într-un astfel de punct în care trebuie să ajute pe cineva care le-a plătit taxe. De acord, dar totuși noi votăm vârfuri, Costi. Votăm primarul, votăm câțiva consilieri locali. Însă nu poate să vină consilierul local și să mute mie mobila dintr-un apartament aflat într-un bloc cu risc seismic. Deci trebuie să se pună în funcțiune întreg mecanismul administrativ, care e ceva uriaș, da? E un dinozaur. Păi să se pună colegul, da, Sebastian, că de-aia sunt plătiți, nu? De acord, asta ar trebui să se întâmple, însă n-am încredere în această normalitate, că instituțiile statului chiar se mobilizează pentru a ajuta oamenii, de fapt să se mobilizeze pentru a-și face meseria, pentru că ăsta e jobul lor până la urmă. Deci n-am eu încredere, poate sunt mai pesimist. Am încredere în unii oameni politici care încearcă să miște lucrurile, însă acest mastodon cu greu poate fi urnit. Gândește că la primăria capitalei, spre exemplu, sunt niște direcții care de 30 de ani ar fi trebuit să facă deja aceste lucruri. Știi câte clădiri s-au renovat pe an? E una pe an. Asta e media. Da, 30 de clădiri. 30 de clădiri în 30 de ani. Așa este. Câte sunt bolnave? Câte ar trebui pansate, reparate, făcute, refăcute? Aflăm de la domnul Matei Sumbasacu, inginer constructor specializat în analiza și structura clădirilor cu risc seismic. Mulțumim frumos pentru prezență. Bună seara, domnule Sumbasacu. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Ajutați-ne să înțelegem, sunt multe clădiri în pericol, le ajută aceste amendamente? Credeți că vor grăbi puțin procesul de refacere și de reparare? O să iau întrebarea pe rând. În primul rând, da, sunt multe clădiri care au nevoie de consolidare în București și în România. Amendamentele propuse, și dacă prin amendamente propuse ne referim inclusiv la acela de a elimina majoritatea absolută, la elimina necesitatea obținerii acordului de 100%, da. Da. Precum și a interzice închirierea în spații vulnerabile, atunci da, aceste amendamente clar pot ajuta. Evident că de la intenție și până la implementare este cale lungă. Spre exemplu, amendamentul cu închirierea, care este unul care, să zic așa, pe care îl consider foarte, foarte necesar și foarte util. Însă, trebuie să ne gândim la faptul că în România, în București, piața chiriilor este una gri, în cel mai bun caz. E foarte greu să controlezi sau să interziști ceea ce nu poți controla ca stat. Așadar, da, amendamentele ajută. Cel cu eliminarea unanimității este practic o revenire a formei, la forma veche a legii. Legea a mai arătat așa atunci când nu-i zicea legea 212, zicea ordonanța 20, dar fix sunt cuvânt cu cuvânt articolele de acolo, adică necesitatea obținerii unui 50% plus 1. Problema, de fapt, este ce se întâmplă după ce asociația de proprietari obține acel 50% plus 1. Pentru că, și unde vedeți problema? Problema este că legea în forma ei trecută, nu pot să mă refer la textul actual, pentru că textul actual cere unanimitate deocamdată, dar legea în forma ei trecută, când cerea 50% plus 1, zicea că după ce se ia hotărârea asociației de proprietari de intrare în consolidare, fix în zilele următoare, președintele asociației trebuie să ia de la toți proprietarii o declarație notarială conform căreia
ei se vor supune acestei decizii. Așadar, implementarea stătea pe umerii unui președinte de asociație care de cele mai multe ori nici măcar nu este remunerat pentru lucrul ăsta și care de cele mai multe ori este vecin cu oamenii cu care tocmai s-a războit la ședința în care cumva a reușit să obțină 50% plus 1, dar a picat pe umerii lui să facă aceste lucruri. Bun, deci asta e o piedică, o primă piedică. Asta este o piedică foarte importantă, da. Așa este o piedică foarte importantă. Mai departe, presupunând că le ia, haide să depășim și să vedem care e obstacolul următor. Presupunând că ia acele declarații notariale, acele declarații, în mod normal se începe proiectarea. Evident, apar apoi tot felul de alte probleme în proiectare, probleme ce țin mai degrabă de comunicarea soluțiilor tehnice către asociația de proprietari. Asociația e cumva exclusă din a avea un punct de vedere asupra soluției tehnice adoptate. Asta nu înseamnă că trebuie să decidă asociația, evident trebuie să decidă specialiștii, dar o consultare și o comunicare continuă sunt esențiale și apoi mergem către execuție. În cazurile norocoase, să le spunem așa. În execuție sunt foarte multe probleme care pot apărea și ele pornesc toate din forma contractuală, pentru că asociația, așa cum am spus, se asociază cu primăria pentru a obține finanțare, iar primăria este autoritate contractantă. Deci ea ia deciziile, ea organizează licitațiile, ea plătește constructorul și ea are dirigintele de șantier la execuție. Asta e foarte important, pentru că pe un șantier de construcții singurul reprezentant al beneficiarului care are putere dată de legislația română este dirigintele de șantier. Ori dacă eu îmi consolidez blocul și, îmi consolidează primăria blocul, poate că ar fi o exprimare mai justă, dacă îmi consolidează primăria blocul și primăria are diriginții de șantier, eu cumva pierd total controlul lucrărilor. Sunt exclus. Și avem încă în București blocuri oprite de ani de zile și când zic ani de zile, zic 10 sau poate mai mulți ani de zile din cauza acestor probleme, din cauza că noi știm astăzi, de exemplu, în București care sunt blocurile, toate blocurile și toate locuințele care au nevoie de consolidări? Nu. Nu. Și asociația ce ar trebui? De exemplu, haide să luăm un exemplu concret. O asociație a locatarilor dintr-un bloc chiar și construit după 1977, să spunem, sau toate cele dinainte de 1977. Se duc ei și cer opinia unui inginer, unui autorizat, expert autorizat? Da, în primul rând, asociația de proprietari ar trebui să, dacă blocul pe care îl locuiesc este un bloc mai vechi, făcut înainte de anul 1978, și dacă este un bloc înalt, deci să zicem peste, eu știu, 4-5 etaje, atunci ar trebui să se gândească că este foarte probabil ca blocul lor să fie vulnerat. Nu mai zic de blocurile făcute înainte de anul 1940. Și atunci trebuie ca acel bloc să fie analizat. Ei n-ar putea adică fi obligați legal sau statul n-ar putea avea obligația aceasta legală de a efectua măcar partea asta de expertiză? Ba da, foarte corect. Deci statul poate finanța expertiza, asta e exprimarea din lege, nu e obligat să o facă, dar s-a introdus acum un mecanism de prioritizare, dacă vreți, un mecanism de, zice, cumva nefericit, evaluare vizuală rapidă. Oamenii au înțeles că vine cineva, se uită la clădire și decide ce e cu clădirea. De fapt, evaluarea vizuală rapidă este o analiză rapidă pe care o poți face cu date de la primărie și cu date culese la fața locului, dar fără acces la interior, și care îți permite să vezi cam cât de vulnerabile sunt clădirile la nivel de fond construit, deci la nivel de oraș, dacă vreți, cam cât de vulnerabile sunt aceste clădiri și cu care să începi să le expertizezi, să te uiți cu adevărat în detaliu, pentru că o expertizare durează vreo 2-3 luni de zile. Nu avem timp fizic, nu avem timp să expertizăm toate clădirile din București. Trebuie cumva să le triem. Iar această evaluare vizuală rapidă, care trebuie făcută de stat, trebuie pornită și făcută de stat, s-a adoptat anul trecut, în decembrie, această metodologie,
va veni și cu obligații pentru proprietari, dar și cu facilități, pentru că statul se va uita la întregul pont construit. Mă refer aici, spre exemplu, un sector din București, se va uita la, la clădirile din, din sectorul său și apoi va putea să le ierarhizeze în funcție de vulnerabilitatea potențială. Și după ce se întâmplă, după ce se întâmplă acest lucru, ar putea să, ar putea să vină cu niște facilități pentru aceia care sunt prioritizați, dar și cu niște penalizări pentru cei care deci statul e obligat să facă chestiunea asta, vizualizarea rapidă. Păi și când se apucă, domnule? Că mi-e, mi-e foarte greu să-l văd. Acum fac și eu ca Sebi mai devreme, așa, am mari îndoieli, văzând că n-a făcut nimic în 33 de ani. Da, da, așa este. Și când se apucă e o, e o întrebare foarte justă. Speranța mea este că cât mai târziu. Trebuie să fiu sincer și na, nu, e, nu e stilul meu să apăr statul, mai ales ca ONG. Dar, dar este totuși o metodologie care a fost adoptată în decembrie. Suntem în luna iunie, de-abia s-au făcut primele instruiri pentru ingineri constructori ca să știe cum să evalueze aceste clădiri și pentru primari ca să știe ce e cu această evaluare vizuală rapidă, pentru că nu le-a fost comunicată foarte clar. În cel, mai bun, în cel mai bun scenariu, în cel mai optimist scenariu, când ar putea fi consolidate toate clădirile cu risc seismic din București, de exemplu? În câți ani? Nu cred că e rost de optimism aici, nu, nu, nu. Toate, vorbim de câteva mii de clădiri, așa, o estimare grosieră ne zice de vreo 2-3 mii de clădiri importante care trebuie consolidate. Și câte ar putea fi făcute pe an? Una, păi, două, zece? Într-un scenariu foarte, da? Foarte optimist, într-un scenariu foarte optimist, foarte optimist, să zicem 50 de clădiri pe an, cu un efort, un efort titanic. A, și vorbim de mii de clădiri, deci practic e, de consolidarea de e, e imposibilă. Consolidarea totală e imposibilă, dar ce e important e că fiecare clădire consolidată înseamnă oameni care nu mor la următorul cutremur. Deci are rost. Oameni, nu o să terminăm. Nu, vieți, nu, dacă mă întrebați în siguranță. Asta, clar, nu vom termina până la următorul cutremur. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne apucăm de alalte. Aveți dreptate. Mulțumim frumos pentru prezență, Matei Sumbasacu, inginer constructor specializat în analiza și structura clădirilor cu risc seismic. Încheiem cu un ton pesimist. Aflăm că, de fapt, Bucureștiul nu va putea fi consolidat niciodată la viteza cu care statul se mișcă, că ar fi trebuit să înceapă această vizualizare a defectelor făcută de un expert undeva în decembrie și până luna iunie nu s-a mișcat nimic și că maximum am putea consolida în București 50 de clădiri pe an în condițiile în care, atenție, până acum au fost consolidate 30 în 30 de ani. Exact. Da? Oameni buni, hai să zicem că revenim speranță. Mâine mai optimiști. Da. Haideți cu speranță să avem o seară bună înaintea noastră a tuturor. Să mâncăm românește și să consumăm românește. Vedeți un nou episod al acestei campanii, iar la capătul lui vă așteaptă minunatul nostru coleg, domnul Banciu și Worldwide Banciu. Rămâneți cu el după ora 22.